Cine știe, ori o fi băiat, ori o fi fată, deja avem căruț de luat. Emoțiile cum sunt, domnule Laviniul? Acum... Stimată... Știu că nu-ți place să zic, dar bunică. Că asta e realitatea. Astăzi este despre nepoței, care în urmă cu 3 zile au devenit 2. Astăzi o să vin acasă Miriam Cleopatra, sora lui Cezar, adică, virgulă, copii, surorii mele și acumulatului meu. Și hai să facem repede un surpriză tur care o va aștepta astăzi pe Miriam acasă. În primul rând, hai să urcăm sus, să vedem camera lui Cezar, că pe Cezar trebuie să-l punem la somn, că nu deja, de ușa. Că deja de ușa. E somnoros, zice? Pentru că îl culcă acum. Păi nu, trecem rapid. Intrăm foarte, foarte rapid, că mami îl culcă pe Cezar, așa. Patul ăsta a devenit un pat mare. Asta e camera lui Cezar, gata, gata. Îmi pare rău, micuțule. Gata, somnic ușor. Avem aici minunata cale cu baloane, pe care le-a făcut Adi Pop cu mânuța lui, prietenul nostru, familia noastră, ca din familia noastră efectiv, cu mânuța lui le-a umflat, că a zis Adi, de ce să dați atâția bani la o firmă care face chestia asta, că le fac eu, că îmi place, că e foarte creativ și așa mai departe. Hai, mai departe, bani, așa. Și așa o să fie așteptată astăzi Miriam acasă, cu multe balonașe, alea sunt făcute tot de Adi. Deci gândiți-vă că Adi le-a tras astea la Xerox, au făcut găuri în ele, au luat panglica aia și efectiv au trecut până fiecare. Nu știu, na. Adi, te iubesc, jur. Așa, bun, i-am cumpărat lumirea în tot ce are nevoie. Aia este gentuța de la căruț. Ăsta e pătuțul ce-a fost și al lui Cezar, care e bun. Adică de ce să iei două? Și hai să mergem jos să vă arătăm și căruțul. Și ăsta este și căruțul. Un căruț foarte, foarte mișto, pe arcuri de la Cybex. Nu știu exact ce ediție e. Nu este ca lui Cezar, că ăla era de la James Scott, nu știu ce. Dar și ăsta e drăguț. Și în momentul în care noi o să avem un copil sau doi, cine știe, ori o fi băiat, ori o fi fată, deja avem căruț de luat. De ce să mai dăm banii pe altele, nu? Da, e super. Uite-te și tu. Prezintă-l. Așa, avem aici floricele roz. Și atât, n-ai nevoie de mai mult. Sunt floricele roz peste tot. Da. Bun, în următoarea oră, două, o să trebuiască să vină și taica mea, trebuie să vină și Marian cu Mădălina acasă și să le facem surpriza, mergem, luăm mâncare. Stai! Așa? Pe mine. Mai avem ceva? Stai! Uite aici! Ce avem? Tortul! Tort? Tortul! Tortul! Lângă la minut, banane, tot fel. Și mai am un buchet de flori de la care să ducem sus, dar la, acum e un pic afară să-și revină, că e un pic vechi, mai vechi, adică nu e așa proaspăt încă. Deci bun, noi revenim direct cu testimonialele, cu întrebările pentru bunicii, ce vor fi pentru a doua oară bunici, și cu întrebările pentru restul. Așa că noi revenim, nu mai filmăm, v-am prezentat ce era de prezentat, vă pup. Gata, au făcut și nepoțelul ochi, au venit și Daddy. Bă. Ce faci? Bă. A, cred că e frică de cameră. Arată puțin ciudat, mai ales cu obiectivul ăsta mare, dar nu e nicio problemă. Emoțiile cum sunt, domnule Laviniul? Acum, na. Deja nu mai ies. Nu mai ies. Nu mai ies, că de la primul deja știm cum e treaba. Da. La tine, îți emoții? Nu. Nu, mă? Bă, cât de bine se vede obiectivul ăsta, e incredibil. Ce faci? Vrei să fii vlogger când o să fii mare? Zi. Da. Vlogger, cântăreț, da. Biciclist, ce vrei să fii? Încă nu aspiră spre nimic deocamdată. Doamnă dragă, mamă, stimată, știu că nu-ți place să zic, dar bunică. Că asta e realitatea. Sunt bunică, dar nu sunt bunica ta. Așa. Mama ta. Mama mea, așa. Emoții? Curiozitate, mai... Pe cine seamănă? Pe Laviniu. Pe tati, iar? Da. Iar e alu tati. Just. Iar probabil este alu tati, din neamul lui tati, din care m-am tras și eu și Cezar și toată lumea de pe aici, da? Aia e, gene puternice. Îi așteptăm, amplasăm camere peste tot unde putem și hai să-i dăm drumul. Camera 1 amplasată. Camera 2 amplasată. Camera 3 amplasată. Am emoții de mor. Nu mai poți. Alb ești. A, salb? Ai o față de perete. Vine surioară. Bună ziua. Bună ziua, băișoarele. Cine a venit aici, uita? Cine a venit aici? Surioară. Cezar, uite aici. Uite aici.
Ce-i acolo? Ce-i ai? Ai! Asta-i surioara ta. Surioara. Surioara. Felicitări. Mulțumim. Bravo. Unde vrei să mă duci aici? Dă-i un pupic. Îi dai un pupic la surioara ta. Hai, dă-i un pupic. Hai, dă-i un pupic, tata. Dă-i un pupic. Hai pe aici. Hai pe aici. Hai pe aici. Cezar, hai, hai, dă-i pupic. Cezar, hai, dă-i pupic. Acum, iubire. Hai, dă-i pupic. Uite ce veveroi. Nu certa. Pupi? Uite ce frumos. Pupo. Uite că râde. Hai, te pupic, puiu. Dar mie îmi dai un pupic. De la mamă un pupic? Mi-mi dai? Hai să vedem pe Miriam. Sus, nimic, dar nimic. Sus, ia. Un păpat. Ce? Deci nu vă imaginați ce mică și frumoasă e. Să nu sari pe ele, nu sări pe ele că... Cezar face poc și chestenii. Explodează, face poc. Eu sunt mai panicat că niciodată că nu înțeleg absolut nimic. Cezar, micuțul, nu știu ce nu-i convine de sora asta sau care-i treaba cu Cezar și micuța? Nu-i obișnuit, a? Ce părere ai de sora ta? Ți-i place camera acum? Îți place, tata? Îți place o muzică și el, așa. Unul cu distracție? Și? Stă cu mințică? Cu minte, nu? Da. Deci da, am avut cred că mai multe emoții ca mădi, ca sora mea sau ca toată lumea de aici, nu știu. Eu n-aș putea, I can't handle it. Bine, dragilor, am făcut cunoștință și cu Miriam. Cam atât a fost și cu vlogul ăsta, nu uitați. Da? Se uită? Ia, uita. Da, deci ăsta probabil o să fie vlog, probabil nu. Dar în mare parte am filmat ca să avem pentru familie. Că de-aia am zis lui Marian că filmăm și m-a întrebat, ia, mă aștept să vină să-mi bage mare bucată, dar hai. Aveți grijă de voi prada viitoare, nu uitați-vă bețul lăpticul și să fiți cuminți și să nu fiți pângățioși. Vă pupăm, pa!